dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Am rămas datoare la voi cu un nou episod de True Crime. De data asta o să vorbim despre marchisa de Brinvilliers. Este vorba despre o femeie din anii 1600-1700 din Franța, care a ucis prin otrăvire foarte mulți membri ai familiei sale, dar și alte persoane. Dacă mâncați, vă recomand să nu mai faceți și, bineînțeles, dacă sunteți persoane mai sensibile, vă recomand să nu urmăriți acest video, deoarece conține fapte destul de macabre. Această marchiză a fost acuzată că și-a ucis tatăl și doi frați prin otrăvire pentru a le moșteni averea. Între anii 1630 și 1676, după moartea ei, s-ar fi speculat că obișnuia să-și testeze otrăvurile pentru a vedea cât de eficiente sunt în spitalele din Franța, și care ar fi omorât astfel peste 30 de pacienți. Zvonurile nu au fost confirmate și de fapte. Crimele ei însă au fost descoperite după moartea iubitului ei și conspiratorului cu care a planificat toate aceste morți, Godin de Saint-Croix. Ulterior, această aristocrată din Franța a fost arestată, torturată și executată. A fost un mare scandal în Franța celor vremuri. Iar întregul proces a fost numit afacerea otrăvurilor. A fost practic un mare scandal în timpul lui Ludovic al XIV-lea. Foarte mulți aristocrați din Franța au fost acuzați că practicau otrăvirea dușmanilor sau persoanelor pe care nu le doreau în preajma lor și de asemenea au fost acuzați că practicau vrăjitoria. Marchiza s-a născut într-o familie foarte bogată, avea foarte multe proprietăți tatăl ei și de asemenea ocupa funcții foarte importante la curtea regelui și în general avea la dispoziție sume mari de bani. Ulterior, în timpul procesului, această marchiză a declarat că la vârsta de 7 ani a fost abuzată sexual, însă probabil a spus acest lucru pentru a dobândi mila judecătorului, nu a menționat decât recine. Ulterior, a declarat tot în timpul procesului că ar fi avut relații sexuale cu fratele ei mai tânăr, Antoine, pe care ulterior l-a otrăvit pentru a-i moșteni averea. Era cea mai mare dintre cei 5 copii ai marchizului respectiv, însă, conform legilor din acea vreme, nu ar fi moștenit nimic din averea tatălui, deoarece urma să se căsătorească la rândul ei cu cineva bogat și așa au funcționat lucrurile la momentul respectiv. Timp după căsătorie, conform legilor de atunci ale aristocrației, urma să primească o avere destul de importantă, o zestre mai degrabă. În vârsta de 21 de ani s-a căsătorit cu marchizul de Brinvilliers. Inițial acesta nu avea acest titlu de aristocrat, însă a devenit ulterior marchiz. Inițial numele lui era unul simplu, Antoine Gobelin. La căsătorie, tatăl viitorului marchiz le-a dăruit o casă într-un cartier select din Paris. A avut cu soțul ei 7 copii, însă se pare că 4 dintre aceștia ar fi fost rezultați în urma unor relații cu alți bărbați pe care marchiza le avea în mod frecvent. Astfel de comportamente erau destul de obișnuite în aristocrației acelor vremuri. Ulterior, marchiza a avut o relație de lungă durată cu unul dintre cei mai buni prieteni ai soțului. Vorba despre acel Godin de Saint-Croix, cel cu care va plănui tot felul de conspirații și va organiza otrăvirile respective ulterior. Tatăl ei era nemulțumit de această relație adulteră. În primul rând era nemulțumit de Saint-Croix și în același timp de faptul că marchiza dorea să-și separe averea de cea a soțului, soț care își pierdea majoritatea banilor la jocurile de noroc, iar în acea vreme separarea averii echipala cu un divorț, fapt ce era foarte, foarte rușinos, adică nu era o problemă separe în rândul aristocrației faptul că oamenii aveau relații în afară căsătoriei, însă era o problemă faptul că divorțau, erau destul de ipocriți, din păcate. În 1663, tatăl marchizei a luat și măsuri pentru a întrerupe relația ei cu respectivul bărbat, cu Saint-Croix. Acesta a trimis o scrisoare către autorități în care îi aducea acestuia tot felul de acuzații grave. Ulterior, bărbatul a fost închis la închisoarea Bastilia pentru aproximativ 2 luni. Procesul se pare că acesta a declarat că acest episod a fost unul
crucial pentru comportamentul ei ulterior. Ea a spus că probabil nu și-ar fi otrăvit tatăl dacă acesta n-ar fi trimis scrisoarea respectivă și nu ar fi provocat arestarea iubitului ei pentru circa 2 luni în Bastilia. Pare că în timpul perioadei în care a stat în Bastilia, Sainte-Croix ar fi învățat arta otrăvirii. Acesta a fost închis în Bastilia în același timp cu exilii. Un expert în otrăvire care se afla în slujba reginei Cristina a Suediei. Stătea în închisoare Bastilia nu pentru că omoruse pe cineva, deși probabil că făcuse acest lucru, însă nu aceasta era acuzația principală, ci regele Ludovic al XIV-lea îl ținea acolo închis deoarece era considerat o persoană suspectă pe fondul relațiilor tensionate dintre Franța și Suedia. Alte surse susțin că Sainte-Croix, iubitul marchizei, îl cunoștea pe Christopher Glacé, un farmacist și chimist celebru din Suedia. În alți istorici susțin că Sainte-Croix nu îi cunoștea deloc pe cei doi și că se folosea pur și simplu de numele lor pentru a-și vinde otrăvurile la prețuri foarte mari, otrăvuri pe care le prepara pe baza experienței proprii. A fost eliberat din închisoare, Sainte-Croix s-a căsătorit cu o altă femeie, însă a rămas în strânsă legătură cu marchiza, păstra în continuare relația cu ea și vorbea frecvent cu aceasta. A început o afacere prin care obișnuia să fabrice și să vândă otrăvuri, în special către aristocrație, și colabora în continuare, așa cum vă spuneam, cu marchiza. Iar încet, încet, cei doi au început să conspire și să plănuiască răzbunarea față de toți cei care îi atacase. Spre marchiză că obișnuia să viziteze spitalele din Paris și să îngrijească pe bolnavii de acolo. Părea un gest absolut nevinovat și foarte altruist din partea ei, însă, din păcate, ea făcea acest lucru tocmai pentru a-și testa otrăvurile, pentru a vedea cât de eficiente sunt acestea și cât de letale. Există și un raport al poliției în acest sens, al poliției pariziene, care spune că aceasta obișnuia să viziteze spitalele și să testeze otrăvuri pe anumiți bolnavi. În acea perioadă istorică, era o obișnuință ca femeile să viziteze bolnavi în spitale și să încerce să-i ajute, mai ales femeile aristocrate. Își făceau astfel un bun renume. Marchiza obișnuia să-și testeze otrăvurile la un spital din apropierea catedralei Notre-Dame, însă ulterior a început să le testeze chiar pe proprii servitori. Marchiza însă nu a fost acuzată și de aceste crime, deoarece ele au fost atribuite după executare și nu au existat dovezi clare în acest sens. În 1666, ea a început să-și pună în aplicare încet încet planurile de răzbunare și a început să-și otrăvească tatăl treptat. În luna septembrie anului 1666, tatăl ei a invitat-o să stea cu copiii pentru câtva timp la el. Marchiza a venit, s-a prezentat acolo și timp de o săptămână a început să-i toarne o travă în mâncare tatălui ei, împreună cu ajutorul, de fapt, al unui servitor numit Gascon. Iar după o săptămână, pe 10 septembrie, tatăl ei a murit. A murit, practic, având-o pe ea la căpătâi, fără să știe ce s-a întâmplat, fără să știe că ea, de fapt, îl otrăvea. Din câte se spune, ea i-ar fi administrat doze letale în fiecare zi din așa numita rețetă a lui Glacier. Practic, era o travă care îi făcea pe oameni să pară că au murit din cauze naturale, însă, de fapt, erau otrăviți. Pare că, imediat după moartea bătrânului, a fost efectuată și o autopsie, însă medicii nu au reușit să descopere nimic. La acea vreme s-a considerat că tatăl ei a murit din cauze naturale, din cauza gutei, boală de care suferea. După moartea lui, marchiza a moștenit o parte din averea lui, cred că însă era destul de cheltuitoare și în foarte scurt timp a reușit să cheltuie toți banii pe care moștenise, astfel că s-a reorientat și a început să-și otrăvească și frații, astfel încât să moștenească și partea lor de avere. Frații a ei locuiau în aceeași casă cu tatăl lor, însă nu se înțelegeau bine nici cu el, nici cu ea, astfel că era mai dificil să îi otrăvească. Însă ea a cumpărat un servitor al fratelui ei, vorba despre Jean Hamelin, care lucra în casa fratelui ei, Antoine Dobre. A urmat să-i toarne în mâncare și în băutură periodic o travă, astfel încât să obțină moartea lui. Însă fratele său, Antoine, la un moment dat a suspectat faptul că era otrăvit, deoarece băutura lui începuse să aibă un gust metalic. Fratele ei a început să se păzească, să fie mult mai vigilent și servitorul nu a reușit să-l otrăvească. Însă, ulterior, marchiza
I-a dat de o sărbătoare de Paști o plăcintă să mănânce, o plăcintă care era otrăvită și a obținut astfel moartea lui. I-a provocat moartea. S-a întâmplat pe 17 iunie 1670. Marchiza a trecut și la otrăvirea celui de-al doilea frate al său. Acesta a murit curând, în septembrie 1670. Frații ai marchizei, bineînțeles, au fost supuși unor autopsii realizate de medicii vremii și s-a descoperit la momentul respectiv că aveau intestinele colorate, însă nimeni nu a suspectat faptul că cei doi ar fi fost otrăviți, ci s-a considerat la acea vreme că aceștia sufereau de un anumit tip de cancer și că din acest motiv au murit. Vrăjitorul respectiv pe care îl cumpărase marchiza cu bani nu a fost deloc suspectat pentru otrăvire, pentru că nu exista suspiciunea de otrăvire la momentul respectiv. În schimb, a primit și bani prin testament de la fratele marchizei, pentru că era un servitor mult iubit. Crimele marchizei se pare că nu au fost descoperite decât în anul 1672, deci la multă vreme după ce aceasta și-o otrăvise frații și tatăl. Ce s-a întâmplat, a fost descoperit în momentul în care iubitul și conspiratorul ei, Sancroa, a murit. Se pare că acesta ar fi murit fie din cauza unei boli, fie din cauza expunerii accidentale la otrăvurile cu care lucra. După moartea lui, în casa lui Sancroa s-a descoperit o cutie în care se aflau tot felul de scrisori, practic corespondența dintre el și marchiză, și în care se aflau și otrăvuri, dar și o scrisoare prin care marchiza se obliga ca în momentul în care tatăl său începe să se simtă rău, începea să se simtă rău, să îi ofere lui Sancroa o anumită sumă de bani. Servitorul pe care marchiza l-a angajat ulterior s-a dus la poliție să recupereze respectiva scrisoare. Deci întreaga cutie cu scrisoare a ajuns la polițiști. El a descris în mod detaliat laboratorul în care lucra Sancroa, astfel că polițiștii au început să fie suspicioși și au început să-l urmărească atât pe servitor cât și pe marchiză. În urmă, servitorul a fost torturat de autorități pentru a declara tot ce știe și ulterior a fost executat în martie 1673. La baza declarației servitorului, marchiza a fost condamnată pentru faptele ei în absență și s-a emis un mandat de arestare pe numele ei. Marchiza se pare că nu dorea să ajungă sub niciun chip la închisoare, astfel că, descoperind că respectiva cutie a ajuns pe mâinile polițiștilor, ea a făcut tot ce a putut și a fugit în Anglia. A reușit să se ascundă foarte mult de autorități. Practic, timp de mai mulți ani a umblat liber pe străzile din Anglia și beneficia de o anumită sumă de bani pe care sora ei o trimitea lunar. După un an, sora ei a murit, în 1674, astfel că marchiza a trebuit să se descurce pe cont propriu și să facă rost de bani prin mijloace proprii. Nu a să se mute frecvent dintr-un loc în altul pentru a nu fi prinsă. Ulterior s-a mutat în Belgia în 1676, însă autoritățile de acolo au prins-o. După ce a fost prinsă, s-a descoperit asupra ei o scrisoare lungă în care își mărturisea în detaliu crimele și povestea tot ce s-a întâmplat. Practic, în acea scrisoare admitea că își ucisese prin otrăvire tatăl și cei doi frați și mai spunea că încercase să își otrăvească și soțul și două dintre cele două fiice ale ei, însă nu reușise. Acea scrisoare admitea că a încercat să-și otrăvească și sora, chiar acea persoană care obișnuia să-i trimită bani în Anglia pentru a sta cât mai bine ascunsă. Practic încercase să o otrăvească și pe ea înainte să fugă. De asemenea, în scrisoare admisese faptul că trei dintre copiii ei nu erau și ai soțului și că fuseseră rezultați în urma unor aventuri cu alți bărbați. Pe lângă aceasta, avusese și foarte multe relații în afara căsătoriei, comportament care era destul de obișnuit în rândul aristocraților din acea vreme. Femeia a fost extrădată în Franța de către autoritățile belgiene. Ulterior a fost interogată și mutată într-o închisoare de lângă Paris. Se spune despre marchiză că ar fi încercat să se sinucidă de nenumărate ori, însă nu a reușit. Întregul proces a prins o mare amploare, a fost un adevărat scandal în Parisul acelor vremuri. Inițial, marchiza și recunoscuse crimele, însă ulterior a dat vina pe colaboratorul ei, pe Sancroa, și a declarat că ea este nevinovată. L-a acuzat de respectivele crime pe un fost iubit de-al ei, Jean de Brioncourt. Acesta însă a acuzat-o la rândul lui de faptul că ea își admisese crimele în fața lui și că împreună cu fostul ei iubit, Sancroa,
au încercat să-l ucidă. Urmă, autoritățile franceze au decis să o tortureze ca să-și recunoască crimele și ulterior să-i taie capul în public ca să fie un exemplu pentru toată lumea. Înainte de a fi executată, i s-a alocat un preot căruia să-i se confeseze. Este vorba despre Edem Pirot. Se pare că acesta nu a păstrat secretul confesiunii, ci a notat mare parte din ceea ce spusese marchiza. De asemenea, judecătorul condamnase să fie și torturată înainte de a fi executată, iar marchiza a fost torturată printr-o tortură numită tratamentul apei. Practic, în ce consta această tortură? Marchiza a trebuit să bea o cantitate foarte mare de apă într-un timp scurt. După 4 ore de tortură, i s-a permis să se confeseze acelui preot. După confesiune nu i s-a permis să se împărtășească pentru că era o criminală. Iar ulterior a fost condusă în Place de Grève, bine cunoscută piață din Paris, pentru a fi executată. Ea se spune îmbrăcată în alb, ținută obișnuită printre condamnați în acea perioadă. Călăul i-ar fi ras părul de pe cap, iar ulterior i-a tăiat capul în văzul mulțimii. Pare că acel călău i-ar fi tăiat capul cu ajutorul unei săbii. După execuție, corpul i-a fost ars, iar cenușa i-a fost risipită. Deci, practic, a fost o execuție exemplară, astfel încât să toată aristocrația acelor vremuri să țină minte și să nu mai facă lucruri atât de crude. După respectiva execuție, v-am spus că a fost un scandal foarte mare, că autoritățile au început să investigheze cu mult mai multă atenție pe aristocrația acelor vremuri. Întregul scandal s-a numit afacerea otrăvurilor și foarte mulți aristocrați din anturajul lui Ludovic al XIV-lea au fost investigați. Inclusiv Madame de Montespan, una dintre amantele regelui Ludovic al XIV-lea, a fost investigată sub suspiciunea că ar fi folosit otrăvuri și de asemenea și o contesă, Madame de Montesini. Ancheta ar fi dezvăluit o rețea întreagă de oameni care se ocupau cu producerea și vânzarea de otrăvuri, însă aristocrații nu au fost puși sub acuzare. Se pare însă că, de fapt, chiar multe alte persoane foloseau otrăvurile pentru a-și îndepărta dușmanii sau pentru a se răzbuna. Cam asta a fost povestea acestei marchize din Franța. Sper că v-a plăcut. Dacă vă place conținutul pe care îl fac, nu uitați să vă abonați și să-mi dați un like sau un share la videourile pe care le fac. Și ne vedem data viitoare cu un alt episod de True Crime. Pa, pa!